primele trei luni ale acestui an, specialiștii Inspecției de Prevenire din cadrul ISU Hunedoara au desfășurat multe activități de informare și educație preventivă și au instruit peste 4500 de persoane în domeniul situațiilor de urgență. În același timp, au efectuat controale pe linia apărării împotriva incendiilor la unități de alimentație publică, turism, învățământ, sănătate, comerț, asistență socială, fiind identificate 501 neconformități soldate cu avertismente și amenzi de aproape 900.000 de lei. Printre neregulile cele mai des întâlnite privind respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor au fost cele legate de exploatarea necorespunzătoare a instalațiilor electrice, blocarea căilor de acces cu diferite materiale și neefectuarea verificării mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor și a instalațiilor electrice. Au efectuat 114 controale pe linia apărării împotriva incendiilor la unități de alimentație publică, turism, învățământ, sănătate, comerț și asistență socială, fiind identificate 501 neconformități. Dintre acestea, 294 au fost soluționate în timpul inspecțiilor. Deficiențele constatate au fost sancționate contravențional prin 385 de avertismente și 117 amenzi, în cuantum total de 862.600 de lei. De asemenea, în primele trei luni ale acestui an, la ISU Hunedoara au fost înregistrate 109 solicitări pentru emiterea avizelor sau autorizațiilor de securitate la incendiu.